Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 34 de ani din comuna Cezieni ar fi supus la suferințe fizice mai mulți câini. Informațiile au apărut în spațiul public pe o rețea de socializare. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuire a animalelor, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale. În urma cercetărilor, zeci de câini au fost identificați la locuința bărbatului în localitatea Cezieni. Animalele erau înfometate și neîngrijite corespunzător și au fost plasate la o asociație din Galați. În urma activităților desfășurate în cadrul dosarului penal, la data de 25 ianuarie 2023, polițiștii au identificat la locuința bărbatului din comuna Cezieni 32 de câini de rasă comună ce nu ar fi fost îngrijiți corespunzător, aceștia fiind înfometați și schinjuiți. Pentru toți cei 32 de câini, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au emis câte un ordin de plasare în adăpost la o asociație din județul Galați. Polițiștii fac precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.